Cu toții am fost surprinși de reziliența economiei României în 2020, un an de criză, când ne-am trezit peste noapte închiși în casă. Dar economia și-a revenit extrem de rapid, depășind toate așteptările. Dacă încercăm să aflăm cum de-am devenit mai rezilienți, ajungem și la sistemul bancar și la depozitele bancare deținute de români. Ceea ce sare în ochi este creșterea absolut spectaculoasă a numărului de depozite bancare de peste 100.000 de euro, nivelul maxim de garantare. Dacă în 2010 numărul de depozite peste plafonul de garantare era de 12.600, la finalul semestrului 1 din 2021 numărul acestor depozite a crescut de peste 4 ori, la 50.000. Dacă ne uităm la valoare, de la 16,5 miliarde de lei în 2010, valoarea acestor depozite a ajuns la 52,8 miliarde de lei, adică aproape 11 miliarde de euro. Nu toate aceste depozite bancare sunt ale lui Ion Țiriac sau ale fraților Pavel de la Dedeman. Cred că sunt foarte multe depozite bancare de peste 100.000 de euro care aparțin unor români, care au avut surse de acumulare în toată această perioadă și care le permite acum să reziste mult mai bine când vine criza. Asta face ca toată economia să fie mult mai rezilientă și să poată face față cu bine unor perioade mai dificile. Și cursul valutar a fost extrem de stabil, iar toată această creștere a depozitelor de peste 100.000 de euro a avut loc chiar dacă dobânzile la lei au scăzut substanțial, iar dobânzile la euro au fost zero sau chiar negative. Cu cât numărul celor care au depozite bancare de peste 100.000 de euro, chiar și mai puțin, crește, cu atât economia este într-o formă mai bună și are resurse de creștere mai departe. Dacă o parte dintre aceste depozite bancare s-ar duce și către investiții la bursă, la București, economia României ar putea arde mai repede etapele și deceniile care ne despart de media Uniunii Europene.